Salut și bine v-am găsit la un nou episod despre cele mai performante echipamente utilizate astăzi în stomatologie. Eu sunt Alex, medic stomatolog și partenerul vostru în descoperirea micilor secrete care fac diferența în alegerea echipamentelor pentru cabinetul sau clinica voastră. Mă bucur să vă vorbesc astăzi despre un echipament ce a primit numeroase solicitări pentru review din partea medicilor, microscopul Seymour 3000D Pro de la Bondent. Așa cum ați observat, fiind vorba de un microscop, nu vom face un unboxing, dar dacă doriți să aflați mai multe detalii despre toate etapele instalării acestui microscop, vă invit să dați click pe linkul de aici. Microscoapele Seymour de la Bondent au câștigat foarte multă popularitate în ultimii ani, atât în rândul medicilor, prin performanță și fiabilitate, cât și în rândul pacienților, prin oferirea unor tratamente de cel mai înalt nivel. Cu o experiență de peste 15 ani în domeniul opticii medicale internaționale, compania Bondent s-a remarcat de-a lungul anilor prin echilibrul foarte bine gestionat între calitate, prin atenția la detalii și fiabilitatea fiecărui produs, și preț, încercând să vină în întâmpinarea medicilor cu configurații complexe la prețuri accesibile. Utilizat în special de medicii endodonți, dar și de toți colegii care își doresc să beneficieze de avantajele magnificației în obținerea unor rezultate deosebite, microscopul Seymour 3000D Pro prezintă alăturarea celor trei elemente esențiale căutate de orice medic atunci când dorește să cumpere un microscop: ergonomie, funcționalitate și fiabilitate. Să începem cu baza microscopului. Iată că în cazul acestui microscop avem o bază stabilă, solidă, cu dimensiunile de 52 de cm pe 52. Această formă reprezintă un avantaj important, mai ales în cabinetele în care spațiul reprezintă o problemă. Zonele acestea libere ne permit încadrarea microscopului lângă grupul hidric sau lângă alte zone de mobilier din cabinet. În afară de standul acesta mobil, microscopul poate fi prins în perete sau în tavan, în funcție de preferințele fiecăruia. Roțile sunt voluminoase și astfel permit manevrarea cu ușurință a microscopului în cabinet sau dintr-un cabinet în altul. Blocarea lor se face foarte ușor cu ajutorul acestor frâne mecanice, iar deblocarea la fel de simplu. Stâlpul rezistent asigură stabilitate în desfășurarea manoperelor și suficient spațiu pentru poziționarea brațului de monitor. Pe stâlp observăm aceste sisteme de fixare pentru cablurile de alimentare și pentru cablurile de conexiune dintre cameră și monitor. Aici avem monitorul LG, un monitor ce impresionează prin claritatea imaginilor Ultra HD 4K. El este prins de stâlp printr-un braț dublu articulat ce ne permite să îi modificăm poziția în orice moment. În spatele monitorului observăm sistemul de prindere, două porturi HDMI, un port pentru alimentare, un port pentru conexiunea cu sistemul audio extern și un display port pentru laptop. Acum că am vorbit despre monitor și despre brațul de monitor, propun să trecem mai departe la brațul transversal. El permite o rotație de 360 de grade, ceea ce înseamnă o flexibilitate foarte mare în poziționarea microscopului, chiar dacă spațiul din cabinet reprezintă o provocare. Pe partea inferioară a acestui braț găsim portul pentru alimentare, conexiunea cu monitorul și comutatorul pentru oprirea sau pornirea microscopului. Acum haideți să vă prezint brațul principal al microscopului. Microscopul Seymour 3000D prezintă frâne mecanice manuale cu ajutorul cărora putem modifica pozițiile brațelor oricând dorim. Când dorim să mobilizăm microscopul, tot ce trebuie să facem este să acționăm frâna mecanică printr-o mișcare de rotație în direcția indicatorului de lacăt deschis. Chiar așa. Când dorim să blocăm brațul, tot ce trebuie să facem este să revenim cu mânerul în poziția inițială. Încă un lucru interesant de menționat este faptul că toată suprafața microscopului a fost tratată cu un strat protector cu ioni de argint, ce ajută la menținerea unor suprafețe curate, reduce microorganismele patogene și
asigură respectarea tuturor normelor de prevenire a infecțiilor în cabinetul nostru. Mai departe urmează brațul contrabalansant și o să întorc puțin capul de microscop astfel încât să-l puteți vedea cât mai clar. Acesta prezintă două frâne, probabil cele mai utilizate frâne ale microscopului, ce permit mișcarea în diferite direcții a capului de microscop. Fiecare frână prezintă două butoane, unul pentru reglarea cuplului și unul pentru reglarea amortizării. De ce este nevoie de acest braț contrabalansant și de cele două frâne? Fiindcă aceste elemente sunt esențiale în obținerea ergonomiei și a flexibilității despre care discutam mai devreme. Aceste mișcări disponibile îi ajută atât pe endodonți, cât și pe medicii ce utilizează microscopul în alte specializări, cum ar fi chirurgie, parodontologie sau multe altele. Ajungem acum la capul microscopului, unde găsim numeroase elemente ce îl diferențiază față de alte modele. Începem cu binocularul. Acesta este înclinabil de la 0 la 120 de grade. Ocularele sunt protejate de două capace de silicon pentru prevenirea pătrunderii prafului. Aici putem modifica distanța interpupilară între 55 și 75 mm. Dacă nu aveți încă setată distanța interpupilară, vă arăt imediat cum o putem determina. Pornim cu valoarea maximă a distanței interpupilare și în acest moment vom vedea prin cele două oculare două cercuri de lumină. Pe măsură ce scădem distanța interpupilară, vom observa cum cele două cercuri de lumină se apropie, iar apoi se suprapun într-un singur cerc. Aceasta este valoarea pe care o putem nota și o putem utiliza de fiecare dată când lucrăm cu microscopul. Ocularele vin cu corecție dioptrică pentru medicii care poartă ochelari, dar nu doresc să lucreze cu aceștia, și cu protecție extensibilă pentru medicii care preferă să lucreze cu ei. Aici, microscopul Seymour 3000D Pro vine în standard cu un sistem de înregistrare a imaginilor 4K Ultra HD bazat pe senzorul de imagine ultraperformant Sony. Acest senzor reduce eficient divizarea fascicului, separarea culorii, filtrarea și polarizarea. Noul design optimizat al căii optice îmbunătățește abilitatea de a colecta lumina în interiorul distanței de lucru, crescând astfel rezoluția. În spatele microscopului găsim următoarele elemente. Un port pentru alimentarea capului microscopului, un port ce asigură alimentarea camerei integrate, iar puțin mai sus găsim un port HDMI ce permite conectarea camerei integrate cu monitorul, un port USB pentru conexiune video externă și două porturi USB, unul pentru mouse și unul în care noi am introdus un hub ce ne permite conectarea a altor trei porturi USB. Într-un port USB, noi am montat receptorul pentru pedala wireless, iar în alt port USB avem montat un stick de memorie pentru stocarea imaginilor și materialelor video realizate la pacienți. Acum, haide să vorbim despre pedală. Aceasta este pedala wireless cu care cei de la Bone Dent ne-au obișnuit de-a lungul anilor. Pe ea găsim un buton albastru pentru video și un buton galben pentru foto. Pentru a porni și a opri înregistrarea video, vom apăsa pe butonul albastru. Pentru a realiza o fotografie, vom apăsa pe butonul galben. Fiind wireless, pedala nu necesită niciodată încărcare, însă necesită introducerea unor baterii în zona de aici. Apoi putem utiliza mouse-ul integrat și conectat la microscop pentru a accesa poze, video sau numeroși parametri pe care dorim să-i edităm. Sub camera integrată găsim treptele de magnificație. La nivelul acesta observăm o serie de cifre ce indică nivelul de magnificație actual. În cazul microscopului de la Bone Dent avem un zoom progresiv. Ce înseamnă asta? Că nu avem trepte de oprire între cea mai mică și cea mai mare magnificație. Acesta reprezintă un element de mare ajutor și foarte căutat de medicii ce lucrează la microscop,
dar care se întâlnește mai ales la modelele premium. Treptele de magnificație sunt 3,6, 5, 8, 10, 12, 16, 20 și 23,3 ori. Lângă magnificație găsim butonul pentru controlul intensității luminoase. Microscopul Seymour 3000D Pro vine cu lumină LED cu diametru al spotului de 60 mm, o intensitate de 80.000 de lux și o durată de viață de 60.000 de ore. Un număr foarte mare de ore comparând cu modele similare cu care am lucrat. Acesta este unul din motivele pentru care am spus la începutul prezentării de importanța acordată fiabilității. Sub acesta găsim un alt buton ce acționează cele două filtre. Filtrul portocaliu pentru prevenirea fotopolimerizării compozitului și unul verde pentru chirurgie. În partea de jos avem un obiectiv cu distanță focală variabilă. Acesta se numește variofocus și distanța acoperită de acesta este între 180 și 460 mm. Totul este controlat de acest reglaj de aici. Mai mult decât atât, este permisă și rotirea lui în ax, astfel încât să putem regla distanța focală din orice poziție ne dorim. Distanța focală reprezintă distanța necesară între obiectiv și elementul dentar ce este tratat, astfel încât imaginea să fie una clară. Intervalul distanței focale pentru acest model aduce multe beneficii în obținerea unei imagini clare, chiar și în situațiile în care avem nevoie de distanțe mai mari sau mai mici față de pacient. Acest obiectiv variabil vine, bineînțeles, cu o protecție foarte importantă pentru prevenirea contactului dintre obiectiv și particulele de praf sau aerosoli, dar și pentru prevenirea zgârieturilor. Mai mult, se îndepărtează și se curăță foarte ușor. Mânerele permit mișcarea și poziționarea cu ușurința microscopului, iar acest design aduce un plus de confort în manipulare. Acest lucru este apreciat având în vedere principiile de postură necesare utilizării unui astfel de echipament. Haideți să descoperim împreună câteva particularități ale acestui microscop. Găsim 3 meniuri, fiecare cu un număr variat de opțiuni. Unul în partea de sus a ecranului, unul în partea de jos a ecranului și meniul principal în partea stângă. Meniul de sus ne oferă un ghidaj atunci când dorim să analizăm imagini radiologice sau alte tipuri de imagini. În meniul de jos găsim opțiuni legate de zoom, imagini în oglindă, atât orizontal cât și vertical, sau putem accesa toate pozele și videourile create. Aici putem vizualiza sau selecta orice imagine. De asemenea, putem șterge o imagine dorită. Meniul din stânga ne oferă posibilitatea modificării numeroșilor parametri legați de luminozitatea imaginii. Acestea au fost principalele elemente ale microscopului Seymour 3000D Pro de la Bondent. Sper că aceste informații v-au fost de folos și vă aștept cu drag în episodul următor, unde vom discuta despre alte echipamente interesante pentru voi. Pe curând!